Eu am o mare dilemă. Cum ai ajuns la ideea asta? Ai stat așa și ai zis, mă, să-mi o umplu de sânge. Curge apă pe ea, când mergi pe ploaie, tot motorul ud. Dani! Salutare, dragi iubitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Dacă este joi, astăzi este despre voi, mai exact. Astăzi judecăm mașinile pe care voi ni le-ați trimis pe parcursul săptămânii ce tocmai a trecut. Ca o paranteză, dacă îți dorești să apari în material de săptămâna viitoare, te invit să-mi trimiți poze cu mașina ta pe pagina noastră de Instagram, în așa fel încât cele mai inspirate și cele mai spectaculoase mașini vor apărea în clipul de săptămâna viitoare. Acestea fiind spuse, dacă îți place ideea și dacă vrei să continuăm cu această serie, lovește cu încredere butonul de like și subscribe dacă ești pentru prima dată pe nostru canal. Așadar, hai să începem cu prima mașină de astăzi. Este vorba despre mașina lui Mircea. Mircea ne-a trimis un BMW E30. Uitați-vă ce bijuterie de mașină. Ai-ha! Este vorba despre un BMW E30 318i din 1989, full, are și climă mașina, funcționează impecabil și ghișce. La Registrul Auto Român apare cu 98.500 de kilometri. Bă, foarte mișto mașina. Și dacă te interesează mașina, poți să ne scrii pe Instagram, pentru că mașina este de vânzare. Mergem mai departe cu următoarea mașină a lui Adrian. Adrian ne-a trimis bijuteria asta de Volkswagen Beetle. Băi, cum arată, cum s-a legat cu janta aia, cum arată totul anulat pe ea. Impecabile! Nu am butonul de da, dar mașina asta se încadrează la seria așa da. Superbă! Efectiv, nu ai ce să-i spui. Mi se pare genial cum ai folosit galbenul ăsta de pe bara față. Mi se pare genial cum ai gândit jantele cu geamurile negre. Jos pălăria! Felicitări, Adriane! Ne place tare! Ion Adrian ne-a trimis acest Mercedes. Uitați-vă cum stau roțile pe el. Și mai interesant, ne povestea în mesajul pe care ni l-a trimis că... Ghiciți ce? Mașina este statică. Cu alte cuvinte, el așa se deplasează cu mașina asta. Dacă îți dorești să apar 100% în materialul de săptămâna viitoare, poți să devii membru canalului, membru ce îți garantează că vei apărea săptămâna viitoare. Ca o paranteză, în materialul de săptămâna trecută, Sergiu Fir a devenit membru. Dragă Sergiu, lasă-ne, după ce devii membru, comentariu cu numele tău de pe Instagram ca să te și găsesc acolo. Asta este varianta în care luăm legătura cu membrii noștri. Deci, Ion Adrian merge cu mașina asta pe stradă. Băi, băiatule, ești curajos. Te apreciez, culoarea e superbă, mi se pare foarte mișto cum ai legat-o cu oglinzile negre, geamurile negre, grila față neagră, jos pălăria, felicitări! Ne place! Place tare! Alex M. ne-a trimis această superbitate de S8. Bă, fain! De ce l-am pus aici? Pentru că mașina arată impecabil, doar că eu cred că poți mai mult cu jantele. I-aș pune niște jante mai închise la culoare, să arate badass complet și da, oglinzile și mânerile de la uși le-aș face și pe alea negre, pentru că vorba aia, Audi A8 este mafia style. Andrei din UK ne-a trimis acest Audi A4. Frumos, frumos, îmi place. L-am pus datorită jantelor, le apreciez foarte tare, mi se par foarte mișto jantele. Foarte fain că i-ai pus și Air Ride. Cu alte cuvinte, dacă ai o mașină interesantă, îi pui o culoare șmecheră, îi bagi un Air Ride, o jantă corectă și mașina arată impecabil. Important, săptămâna trecută v-am invitat să-mi lăsați serii de șasiu, pentru că 3 dintre voi vor câștiga câte un raport car vertical. Dacă vrei un raport gratuit car vertical, te invit să-mi lași seria de șasiu pe care vrei să o verificăm în comentarii, iar 3 dintre voi vor câștiga câte un raport. În această săptămână câștigătorii sunt Elisei Timiș. Ne-a spus: salut, aceasta este mașina de familie, am cumpărat-o acum 2 ani cu 173.000 de kilometri, acum are la bord 220.000 de kilometri, aceasta este seria, te pup fratello. Timiș, Elisei, am o veste proastă pentru tine, ai luat-o mare în barbă. De unde ai cumpărat mașina, te-a ars vericule grav rău de tot și hai să-ți explic de ce. Este vorba despre un Citroen C4 care a fost fabricat în 2007. Mașina vine din Danemarca, cu întreținere corectă în Danemarca, foarte mișto, înmatriculat în 2019. Deci, teoretic vorbind, cred că tu ai cumpărat mașina asta în 2019. Dar acum vine durerea. În 2018, în decembrie, dragul meu, mașina avea 307.000 de kilometri. Când a ajuns în România, mașina avea 164.000 și tu ai cumpărat-o la 170.000. Cu alte cuvinte, doliu. Îmi pare rău, dar până la urmă
este și rezultatul problemelor noastre, că vrem mașini cu kilometri puțin. Dacă vreți mașini cu kilometri puțin, băieții le dau înapoi. Și asta e încă o confirmare a faptului că dacă mașina e corectă, trebuie să-ți asumi ideea că are mai mulți kilometri. Dar dacă îți achiziționezi o mașină, nu mai ezitați, fraților, costă 90 de lei. Ai reducere până la 70 de lei prin utilizarea linkului din descriere. Faceți-vă, fraților, raport și nu mai luați în barbă cu mașini de genul ăsta. Mergem mai departe, revenim la mașinile noastre. Mașina următoare este trimisă de către Alin. Așa arată Golful. Dragul meu, Alin, ai pus prea mult roșu. Prea mult roșu și prea multe dungi roșii. Din punctul meu de vedere, din față, mașina este prea încărcată. Dacă ai rămâne pe câteva dungi finuțe, uite, de exemplu, mașina asta care a venit de la mama ei cu dungile astea roșii, au pus doar dungile astea, frătelo, vezi, finuțe, drăguțe, tu le-ai pus pe toate, frate. Dă jos din astea, măcar asta de aici, dă-le jos. Și lipul, frate, nu-i... Fă-l negru, să apară mașina mai joasă, sunt de acord, bă, dar nu-l fă roșu. E prea mult și tu... Fiind încântat de ea pentru că ai schimbat ceva la ea, sunt sigur că nu-ți dai seama de asta. Și jantele la fel, cu roșul ăsta de pe jante. Aline, fă-i ceva, fratele meu. Mergem mai departe cu următoarea mașină. Ciprian Gabriel ne-a trimis acest Volkswagen Passat. Îl cheamă Bala Ciprian Gabriel. Bă, sincer, după cum știți, nu sunt fan a kiturilor de genul acesta, dar sunt sigur că printre noi sunt doritori de așa ceva. Ca o paranteză, puteți să-l căutați pe Instagram, pentru că mașina, din câte spune el, urmează să o dezmembreze. Deci dacă aveți un Passat de acest gen și vă place kitul ăsta, puteți să vorbiți cu el. Mașina e interesantă, dar nu este pe placul meu. Mergem mai departe cu mașina lui Berbec. Este a patra oară când încerc să pun mașina asta în clip. Patrick, al nostru editor, de fiecare dată a tăiat-o. Este vorba despre un Volkswagen Golf 4 super clean, mișto. Mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut culoarea, mi-a plăcut cum ai simplificat tot în partea din față. Nu e nimic încărcat, nu este nimic extravagant, este foarte frumos, foarte curat, felicitări. Biță ne-a trimis acest Passat. Biță, dragă, stopurile negre, din punctul meu de vedere, pe mașina asta nu arată bine pentru că o întunecă și mașina asta e frumos să fie așa aerisită. Ori te duci negru blană, ori o lași aerisită. Din punctul meu de vedere, nu este o variantă corectă. Lipul, la fel, n-are nicio legătură cu mașina pentru că n-ai pus absolut nimic pe praguri. Pragurile stoc și ai pus un lip. Nu sunt neapărat de acord cu ideea asta. În schimb, este un loc de la care să pleci, să începi să o legi cu alte jante, niște praguri și ceva pe bara spate. Și jantele neapărat trebuie schimbate. Următoarea mașină este a lui Cătă. Cătă ne-a trimis bijuteria asta de BMW 46. Da, este unul dintre cele mai frumoase body kit-uri pe care le-am văzut vreodată. Bara spate e superbă, evacuări duble, evazări, jante, praguri, jos pălăria. Și eleronul ăla de acolo, mă. Care știți că eu nu sunt de acord neapărat cu mașinile de stradă așa. Uite, tijele astea, pe mașinile astea ar trebui să puneți. Nu puneți pe Golf cu o bară stock, care arată rău. Cătălin ne-a trimis superbitatea asta de golan. Frumoasă culoarea, jantele interesante, evacuări duble, sper că nu sunt false, stopurile sunt faine, stickerul ăsta l-aș da jos, stickerile astea de pe lunetă le-aș da jos pentru că mașina e prea clean să o încarci cu stickere. Fain și interiorul că l-ai îmbrăcat, mi se pare foarte mișto și ce ai făcut pe aici. Felicitări, Cătăline, ne place, continuă treaba. Următoarea mașină este a lui Zainea Bogdan. Dacă vă pocez rău un nume, le vă pup, îmi cer scuze. Aici avem un RS4 sau cel puțin așa arată. Nu e RS4. Bă, da, de așa din spate am pus un pic botul. E frumos difuzorul, faine evacuările. Îmi place și că ai pus ăsta haionul de Statele Unite, ce-i da așa un aer mai badass. Îmi plac jantele. Overall e o mașină faină. Felicitări, Bogdane, ne place. Următoarea mașină este a lui Vlad. Vlad ne-a trimis unul dintre cele mai clean Volkswagen-ul Golf 4 pe care le-am văzut vreodată. Îmi place, deci chiar îmi place, mașina asta chiar îmi place. Dacă aș avea butonul de da, l-aș lovi de 5 ori. Felicitări, Vlade. Următoarea mașină este a lui Sami. Sami Mincinosul ne-a trimis mașina asta din seria Nu ne mai trimiteți poze de pe net. Asta a făcut Sami. Mașina per total e foarte interesantă, numai mi-ar plăcea să ne trimită direct proprietarul. Am pus-o aici din seria Așa nu, fraților, nu ne mai trimiteți poze ale altor proprietari. Următoarea mașină este a lui Dan, încă un Logan. Băi,
Multe Loganuri mișto în episodul de astăzi. Și ăsta e foarte fain. Uite-te cât de mișto arată un Logan lăsat, o jantă corectă, geamurile mi se pare foarte mișto că le-ai lăsat curate. Overall, mașina este foarte tare. Îmi place, Dane. Felicitări. Robert ne-a trimis acest Audi A4. Băi, frate, atât de curată e mașina asta. Am avut multe mașini astăzi clean. Uite-te ce mișto arată lipul ăsta. Uite-te ce mișto arată pragurile, jantele superbe, interiorul la fel. Frumos rău, bro. Deci îmi place rău, rău, rău de tot. Felicitări. Curată, rău, doar stickerele astea parcă le-aș da jos, dar în rest, jos pălăria. Mergem mai departe cu mașina lui Răzvan. Răzvan ne-a trimis un break, un E46. L-am pus aici, bro, cum poți să mergi cu farurile astea? Așa negre. Dar n-arată rău. Nu mănânc rahat. Arată bine mașina. Doar că nu prea înțeleg eu cum mergeți cu genul ăsta de faruri și din pozele trimise apreciez foarte tare botul mașinii, dar din spate nu ne-ai trimis nicio poză. Să fie un motiv pentru că îți doreai de fapt o berlină, nu un break? Următoarea mașină este a lui Raul. Raul ne-a trimis superbitatea asta de E93. Bă, frate, cât le-ai lățit, uite ce body kit are. Mișto rău. Și ca o paranteză, și asta e de vânzare mașina. Bă, cum stau jantele alea pe ea. Manuală, frumos, rău, volanul. Da, mișto. Felicitări, Raul, ne place. Pop Darius ne-a trimis acest BMW E91. Cu mult verde. Bă, interiorul e interesant. De afară nu prea are legătură. Mi se pare un pic ciudat să faci un break așa colorat. Dar lăsați în comentarii ce nu se leagă pe mașina asta. Dar overall îmi place, dar nu știu de ce nu-mi place. Vreau comentarii, spuneți-ne, dați sfaturi pentru mașini și lăsați în comentarii mașinile care vă plac cel mai tare. Patrick ne-a trimis acest Passat. Nu știu câți bani ai băgat Baronia, dar uitați-vă ce are în ea. Half cage, uite-te ce elemente de carbon, uite ce mișto interiorul. Mișto, rău, rău. Etrierii se leagă cu half cage-ul, culoarea e superbă, n-ai greșit cu nimic, efectiv n-ai ce să zici. Felicitări, jos pălăria. Hai să punem încă un raport car vertical trimis de către Banu Iulian. Salut, cu stimă și respect, abia ce mi-am achiziționat un Ford Focus 2, 1.6 benzină, dacă voi fi unul dintre câștigători, aceasta este seria mașinii. Respect și baftă în continuare. Ok, hai să vedem ce am găsit pe mașina aceasta. Fordul Focus 2 al lui Iulian arată interesant ca și raport. Mașina a fost înmatriculată în Germania, deci mașina a fost adusă din Germania. Nu e o mașină cu un istoric foarte vast. Are doar o înregistrare în 2013, când mașina, ca o paranteză, a avut și o daună. În rest, nu avem nicio înregistrare pe mașina asta. Și, din punct de vedere a daunelor, eu cred că e vorba despre o vopsire integrală, e undeva la 4.000 de euro. Eu cred că în Germania cam asta este. Deci nu cred că este o mașină cu probleme. Valoarea aproximativă a mașinii este 1.000 de euro. Uite, vezi, de exemplu, la genul ăsta de mașini, nu știu dacă merită să vă plătiți 100 de lei să vă faceți un raport car vertical, da? Dacă vă luați o mașină mai zdravănă, obligatoriu, trebuie să faceți raport. Pentru că există posibilitatea să primiți informații importante despre ea. 20% reducere la orice raport, link în descriere. Continuăm treaba. Următoarea mașină este a lui Cătălin. Cătălin ne-a trimis acest seria 5. Bă, nu știu de unde am văzut două mașini, cred că avem în clipul de astăzi, cu sânge. Eu am o mare dilemă. Cum ai ajuns la ideea asta? Ai stat așa și ai zis, mă, să-mi o umplu de sânge. Explicați-mi. Deci de la mașina asta de sus, ai făcut-o albă și ai umplut-o cu sânge. Dar ce vă place, mă? A rămas în urmă. Lăsați în comentarii ce părere aveți despre mașinile însângerate. Cătăline, nu te supăra, dar sunteți ciudat. Adică să-ți faci mașina cu sânge pe ea. What the fuck? Dar n-arată rău, nu mănânc rahat. Următoarea mașină este a lui Cătălin, încă un Logan. Băi, fratele, bă, mișto și ăsta. Ăsta e Loganul generația un pic mai veche, frumos difuzorul, faină culoarea, mișto jantele, felicitări, îmi place foarte tare. Văd că aici ceva pe sub capotă, e o admisie ceva pe acolo, big like. Claudiu P. ne-a trimis... Bă, băiatule, uite-te cum arată janta asta pe mașina asta. Uite cum arată culoarea asta. Uite-te cum arată cromul de pe ea. Uite cum arată lipul. Claudiu, jos pălăria. N-am ce, efectiv n-am ce să zic. Felicitări. Corneliu ne-a trimis acest E90.
Bă, foarte mișto ideea. Îmi place tare ideea. E așa mai extrem. Se duce într-un jet regen. Știi că e ediția specială. Dar întrebarea mea următoare. La iarnă ce faci cu ea, fratele meu? Când intră apa peste tot. Dacă e și un diesel. Nu știu ce să zic. E interesant, arată bine. Dar nu-mi imaginez cum ai putea să ai grijă. Uite, de exemplu, mașinile de curse care au așa multe guri se îmbracă în momentul în care le depozitezi sau stau. Pe mașina ta ce faci? Te apuci și cureți zăpada, bași mâna pe acolo, scoți zăpada, iarna, curge apă pe ea, când mergi pe ploaie, tot motorul ud. Interesantă ideea, dar vreau să ne lași în comentarii de la ce ai plecat când ai făcut-o. Următoarea mașină este a lui Vasile. Vasile ne-a trimis superbitatea asta de Dacia. Frumoasă, am văzut-o și live, este genială, frumos. Chiar, efectiv, este o mașină perfectă pentru niște plimbări de duminică la curse. Felicitări, Vasile! Următoarea mașină este a lui Daniel. Daniel ne-a trimis acest E90 portocaliu. Culoarea portocalie pe genul ăsta de mașini e ori îți place, ori nu-ți place. Pe mașina asta mi se pare că ai pus prea mult negru, adică ai închis-o foarte mult. Dacă mergi în zona asta de portocaliu, cred că aș modifica niște elemente. Uite, de exemplu, pleoapele pe mașina asta nu cred că îmi plac. Cred că arăta mult mai bine portocalii pleoapele. Sau în partea asta de jos ai pus lipul ăsta negru. Nu se mai vede până unde e mașina. E pur și simplu o mașină portocalie cu niște chestii ce nu se văd jos. Deci, cred că mașina e frumoasă, e foarte faină, doar că necesită mai multă atenție din partea unui designer. Următoarea mașină este a lui Cristi. Cristi Daniel ne-a trimis acest superb Golf 4 janteles din vis. Bara faței superbă, văd că ai și dita mai intercooler acolo, perne, jante, Daniel, big like! Următoarea mașină este a lui Daniel, acest BMW 46, frumoase jantele, datorită jantelor l-am și pus aici, are și niște perne, o bară M-Technic 2, curată, elegantă, cu linie, felicitări Daniel, te pupăm! Următoarea mașină este a lui Dani! Bă, Daniele, pe un Passat break, nu știu dacă merg dungi roșii, pentru că o să pară mai lungă mașina. Oricum e lungă mașina. Pe un Passat break, nu știu dacă o să meargă combinația de negru cu roșu. Dar ideea acolo în spate nu-i rea, doar că mașina e greșită, din punctul meu de vedere. Jantele trebuie mai mari dacă vrei să mergi în zona de tuning. Nu prea să leagă nimic pe ea. Băieți, ajutați-mă, lăsați în comentarii ce părere aveți despre acest Passat. Mergem mai departe cu mașina lui Denis. Denis ne-a trimis acest E60 pe care l-am pus aici datorită eleronului, difuzorului, evacuărilor și lipului față. Îmi place. Dacă ai un E60, mașina lui Denis poate să fie un model frumos. Dobre Ionuț ne-a trimis un E46. Bă, frumos rău. Îmi place mai tare fără stickerele astea. Stickerele astea o stricau și trebuie să vopsești, știți, problemele cu roșu din grilă. Da, du-te și vopsește-l, pentru că e prea frumoasă să o strici cu roșu ăla de sub capotă. Vă rog eu. Sau dacă ai un 3.2 sub el, ai voie să-l lași. Dacă ai orice, ok, și 3.0 te las. Dacă ai orice sub 3.000, trebuie să schimbi, uite, roșu ăsta de aici, să-l faci negru. Următoarea mașină este a lui Dumi. Dumi ne-a trimis acest Cielo. Apreciem foarte tare, Dumi, că încă mai sunt mașini de genul acesta pe stradă. Ne bucurăm să le vedem în acțiune. Continuă, e faină mașina. Overall, big like. Edisanu ne-a trimis acest Hyundai Santa Fe. Uitați-vă omul ce a făcut în ea. A luat un Santa Fe și a pus muzică, tată. A pus muzică de toți banii. Ia uite, una, două, trei, șase difuzoare, șase tutere. Uitați-vă ce bas are. Sunt foarte curios cum se aude mașina asta. Oare dacă dai drumul la peste jumate, mai poți să stai în ea? Eu zic că nu. Overall, mașina interesantă. Dacă mă uitam direct așa, direct atacam jantele că n-au nicio legătură cu mașina, dar mașina este de sound. Deci nu ne prea luăm de tuning-ul exterior. Edwin ne-a trimis acest E36 superb, genial. Efectiv, nu am ce să-i spun. Doar jos pălăria. Și important, dacă îți place ideea acestui clip, lovește cu încredere butonul de like să știm că mergem în direcția corectă. Fata cu Ieta ne-a trimis acest Ieta. Uitați-vă cât bun gust s-a folosit pe această mașină. Uite, de exemplu, o recomandare pentru băieți. Când vă tunați mașinile, puteți să le întrebați și pe fete, pentru că ele au mai mult bun gust de multe ori decât noi băieți. Zici și tu. Tu cam ce zici? Că știi că ele mai leagă unghiile, mai pui, mai uite, de exemplu, pe mașina asta, să leagă, frate, janta cu mașina, să leagă. Deci,
Fetele pot să fie o inspirație corectă pentru voi. Următoarea mașină este a lui Gabi. Gabi ne-a trimis această Alfa. Alfa e frumoasă de la mama ei. Din punctul meu de vedere, lipul ăla nu a făcut decât să strice mașina. N-are nicio legătură cu ea, adică nu se leagă nici cum. E Alfa până aici și de aici e o altă mașină. Strict părerea mea. Și nici stickerele nu mi se pare inspirate. Alfa trebuie să fie curată, frate, să fie clean. Este strict alegerea ta, Gabi. Dacă îți place, continuă și continuă proiectul în această direcție. Grey Comet ne-a trimis această Octavia Break. Foarte faină. Mișto body kit-ul. Nu știu dacă aș rămâne pe oglinzile astea. Ceva nu se leagă pe ea. Nu prea îmi dau eu seama ce. Dar nu-i urâtă. E interesantă. Cred că e făcută de tine bar asta. Îți atrage atenția. Asta e clar. Și pot să zic că un tuning de buget așa n-arată rău deloc. M-ai pus pe gânduri. Yasmin ne-a trimis această Skoda din zona așa. Da, da, așa trebuie să arate o Skoda. Octavia, MK2, RS, 400 de cai, liniște. No, uite, așa trebuie să arate o Skoda. Felicitări, Yasmin. Următoarea mașină este a lui Ione. Ione ne-a trimis acest Golf. L-am pus aici datorită, de fapt, din cauza jantelor. Mașina are un lip frumos, e curată. Băi, frate, dar trebuie să faci ceva cu jantele alea. Fă-le ceva. În rest, mașina e faină. Următoarea mașină este a lui Ionuț. Ionuț ne-a trimis bomba asta de Abarth. Este un Fiat Abarth din 2010 cu un retrofit 2019, hai să-l vezi, verde, frumos, dar partea interesantă este că mașina dezvoltă 270 de cai. Deci când pleacă de la semafor există posibilitatea să plece de lângă multe mașini. Overall, e o combinație curajoasă negru, roșu și verde. Dar pe mașina asta poți să-i faci orice. Dar din punct de vedere cromatic nu este inspirată, clar. Pana Sorin ne-a trimis mașina ce Patrick a tăiat-o săptămâna trecută. Uitați-vă ce superbitate de mașină, mă. Uitați-vă cât de tare e făcută. Felicitări, Sorine, jos pălăria. N-ai ce să-i zici. Jantele-s bombă, evazările-s rachetă. Bombă. Felicitări, Sorine, așa da. Mădălin ne-a trimis încă un E46 din seria așa da și îmi cer scuze, oameni buni, că apar multe BMW-uri. Dar vă zic de ce apar, mă. Pentru că ăștia au grijă de ele, frate. Ăsta e adevărul. Sunt multe BMW-uri pentru că uite-te la el. Uite-te ce, uite cum arată jantele astea, uite-te cum arată bara față. N-ai ce să-i zici. Este și sunt mașini superbe. Este cea mai mișto bară pe care o știu pe E46. Am avut-o și eu la un moment dat, doar că bara mea, exact asta, a rupt un gard. Următoarea mașină este a lui Adrian Marius. Ne-a trimis un Golf 4 într-o culoare ce n-aș fi pus-o niciodată pe mașina asta, dar totuși, mașina n-arată rău deloc. Îmi plac jantele, îmi place culoarea, chiar dacă pentru mine nu este neapărat pe gustul meu, dar nu pot să mănânc rahat și să spun că nu este faină. Următoarea mașină este a lui Marius Varga, ne-a trimis acest A4 Cabrio. Arată mișto. Cu perne, body kit-ul e mișto, e puțin prea mult pentru mine. Aș face ceva cu asta din jurul parbrizului. Nu-mi dau seama ce. Lăsați în comentarii voi ce ați modificat la mașina asta, că ceva se poate face mai bine. Următoarea mașină este a lui Nașu. Nașu ne-a trimis aceste 46 și l-am pus aici datorită faptului că am o recomandare pentru tine. Se numește Racing Divs și pune-i un diferențial autoblocant, că ăsta nu-i de lăudat. Data viitoare când îmi trimiți poză vreau ca două urme să fie pe asfalt. Știi ce zic? Următoarea mașină este a lui Nicu. Nicu ne-a trimis un E90 cu două fețe. Bă, interesant. Mi se pare curajoasă alegerea culorii. Negru și albastru. Două culori pe care le vezi pe toate E90-urile. Dintr-o parte așa, din partea cealaltă este negru complet. Interesantă, dar e prea comună culoarea ca să o pui pe o mașină tuning. Robert ne-a trimis acest BMW seria 5 Break. Din seria așa, da, culoarea e superbă, jantele-s blană, mișto că e și poliția după tine. Sunt curios dacă ți-a luat talonul. Dacă nu ți-a luat talonul, primul lucru ce trebuie să-l faci este să te duci la catedrală și să pui o lumânare, pentru că cu mașina asta n-ai cum să scapi foarte mult cu talon. Osman Cosmin ne-a trimis acest BMW seria 1 cu PEP, model pe care eu îl apreciez foarte tare, dar explică-mi tu mie care a fost ideea pentru care ai lăsat elementele astea albastre, pentru că n-au nicio legătură cu mașina. Ori le-ai pus de pe altă mașină și urmează să le vopsești, dar dacă așa vrei să o lași, din punctul meu de vedere, arată rău. Deci, fă bara neagră și oglinzile la fel, pentru că în varianta asta, nu-i ce trebuie. Cel de-al treilea raport car vertical este a lui Hades. Salut, am un Audi A4 B8, mașina personală și cred că ar avea un accident chiar și kilometrii dați înapoi. Hai să vedem Hades cu
cum stai. Dragă Hadeș, ai dreptate. Ai și kilometri, hecuiți și mașina tăvălită. Important, dacă vrei să îți facem un raport gratuit, te invit să lași în comentarii seria de șasiu pe care vrei să o verificăm, iar dacă vrei să-ți faci acum un raport chiar vertical, intră pe linkul din descriere pentru că ai 20% reducere sau, important, codul VRUM pe car vertical o să-ți aducă aceeași reducere de 20%. Hai să vedem cât de tăvălită a fost mașina. A venit de prin Danemarca, bă, dar a doua mașină din Danemarca a venit. Down în România, hai că e soft. Kilometri curați până în 2019. În 2017 mașina avea 324.000 de kilometri. În 2019 239.000 de kilometri. 2017 întâi, hai să vedem unde a fost mașina. 2017 întâi, lucrări de întreținere prin Danemarca. Ăia țin kilometrajul corect. Românii noștri când ajung în țară o iau pe ulei. Dauna este de aproximativ între 1500 și 3000 de lei. Far dreapta, față dreapta. N-a fost mare manevră, ușor, lejerianu. Mașina, valoare aproximativă 6700 de euro, după negocieri 6400. Interesantă mașina, doar că ți-am confirmat că mașina a fost și cu kilometri dați înapoi și tăvălită. Deci, dacă vă achiziționați o mașină, nu ezitați să vă faceți raport car vertical cu 20% reducere utilizând codul VRUM sau apăsând linkul din descriere. Ca o paranteză, asta a fost și ultima mașină despre care am povestit astăzi. Dacă îți dorești să apară în clipul de săptămâna viitoare, nu ezita să le trimiți poză cu mașina ta pe pagina noastră de Instagram. În comentarii aștept părerea ta despre cea mai mișto mașină din clipul de astăzi. Chiar sunt curios să văd care ți-a plăcut și serii de șasiu, pentru că trei dintre voi veți câștiga câte un raport car vertical. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie. Mulțumim tuturor pentru pozele pe care le-ați trimis și până la următorul material, nu uitați! Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!